plastelină sau pasta de modelat. Astăzi am făcut toate rețetele le găsiți și dulci și sărate și uleiuri medicinale și tratamente pentru păr și cum facem săpunul la rece pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Eu vă aștept și acolo să vedeți și câte rețete. Și astăzi o să facem o pastă de modelat, un fel de plastelină. Și putem face ce dorim. Vă puteți juca cu copilașii. Nu este toxică, vedeți? Putem face și cutiuțe unde să punem bijuteriile. Ia uitați. Așa. Le putem umple. Punem așa aici și punem în sertar și parfumăm sertarul nostru. Deci cu lavandă și vedeți, putem pune, ia uitați, putem pune și în brad să facem decorații pentru brad. Putem și colora cu 120 de apă. Și o să facem această infuzie mai întâi. Și am să pun 120 de apă. Am să o pun la microunde și după aceea o să punem florile de lavandă. Deci totul pe foc. Am încălzit și apa. Așa. Și am să dau puțin deoparte. Deci la 120 de apă vom pune așa câteva flori să facem o infuzie de flori de lavandă. Astăzi o să parfumăm cu lavandă și o să punem așa aici. Câteva. Vedeți? Și lăsăm să infuzeze. Între timp, noi ne cântărim celelalte ingrediente. Așa. O să amestec cu o linguriță. Și lăsăm să infuzeze. Așa. Și acum, aici vom cântări 64 de amidon de porumb și punem 64. Așa, atât. Avem 64 de amidon. Acum vom cântări bicarbonat de sodiu. 240 de grame de bicarbonat. Așa, încă puțin. Am pus amidon de porumb, bicarbonat și acum vom pune apa noastră. Apa noastră cu lavandă, deci cu infuzie de lavandă. Așa, o mai lăsăm încă puțin să mai infuzeze. O putem fierbe și un minut, două pe foc, să fie mai concentrată. Așa. Vedeți că și-a schimbat și culoarea. miroase super. Așa. Deci o lăsați mai mult, măcar o jumătate de oră să o lăsați să infuzeze. Și acum vom strecura și vom pune doar apa. Acum vom pune toată această compoziție pe foc. Vedeți? Amestecăm așa puțin și o punem pe foc. Așa. Și în momentul când începe să se îngroașe și se adună, atunci începem să scoatem din acest vas și putem modela, o lăsăm să se răcească. Am să vă arăt. Ia uitați, vedeți?
s-a topit aici, s-a unit totul. Și vom pune pe foc și vom amesteca până se strânge. Așa. Și punem pe foc. Ia, uitați, vedeți? Începe să se facă. Ia, uitați. Așa, amestecăm și acum cât se adună, noi o să punem pe masa noastră de lucru. Vedeți? Ia, uitați. Așa. Și aceasta este masa noastră de lucru, vedeți? Putem face fel de fel de modele, vă puteți juca împreună cu copilașii, uitați și cutiuțe, unde puneți bijuteriile. Așa. Ia uitați, pasta noastră este gata, am să o scot de aici, o lăsăm să se răcească puțin și după aceea lucrăm cu ea. Așa. Plastilina. Ca să nu se întărească, o țineți în folie sau în punguțe de plastic. Așa. Și acum o răcim încet, încet și apoi putem lucra. Așa. Că este fierbinte. Deci o pastă modelabilă care se și întărește în același timp. Deci copiii pot face fel de fel de obiecte pentru ei, chiar și decorații pentru bradul de Crăciun. Așa. Deci în momentul când s-a răcit, putem lucra cu ea. Am să o întind așa să se răcească mai repede. Așa, vedeți? Ia uitați cum arată. Ia uitați, vedeți cum arată? Așa. Este fierbinte. Lăsăm așa să se răcească puțin. O putem și colora. Chiar o să și colorăm puțin. Am să o împart așa în patru. Așa. Aici am culori, culori alimentare. Am să folosesc și mănuși. Aici avem puțin galben și o să punem puțin galben, roșu, verde și unul o să lăsăm așa. Așa, o să punem și roșu. Și una o lăsăm albă. Așa. Și punem și verde. Și acum să modelăm. Dăm deoparte. Eu am să-mi pun și mânușile. Să facem mai întâi culorile. Deci aici avem plastilina care o să rămână albă. Așa. O lăsăm așa aici. Aici avem galbenul. Și acum să dăm culoarea galbenă și să amestecăm pasta noastră de modelat. Sau plastilină, dacă vreți să-i spuneți așa. Deci este o pastă de modelat care se și întărește. Aici avem galbenul. Acum vom face roșul și apoi verdele. Așa. Și amestecăm. Aici avem și roșu, vedeți? Și facem și verdele.
Luăm și facem și culoare verde. Și amestecăm așa bine. Și avem și culoarea verde. Și acum putem să ne și jucăm. O să vă arăt cum facem aceste forme. Așa. Vedeți? Pasta de modelat. Acum am să-mi scot. Eu folosesc aceste forme de biscuiți. Vedeți? Și am să pun aici. Punem deasupra așa. Și apăsăm. Și scoatem. Așa, și lăsăm să se întărească. Deci forma noastră, eu mi-am pus puțin amidon aici pe masă, o dăm prin amidon, o scuturăm bine și apoi facem. Așa, și acestea le lăsăm să se usuce și le punem în săculețe. Ia uitați, în săculețe, având în vedere că noi am parfumat cu lavandă, am făcut o infuzie de lavandă, deci o să ne parfumeze sertarele noastre cu lenjerie sau un șifonier, unde vrem să le prin punem. Forma, prin amidon, o scuturăm și apoi tăiem. Și facem frunzulița noastră. Așa, și o scoatem de aici. Cu o scobitoare facem acele nervuri. Vedeți? Așa. Ia uitați, plângem așa bine, vedeți? Și aceasta este pasta noastră de modelat. Ia uitați, aici am făcut doar 4 culori. Puteți face toate culorile pe care le doriți. Copiii se joacă, ia uitați ce frumoase sunt. Vedeți? Așa, găsiți. Vă pup și multă sănătate vă doresc. La revedere! O zi frumoasă!